Microfonul e deschis pentru oricine dintre dumneavoastră are ceva de spus lumii, de bine sau de rău. Suntem asociația Hyde Park care încurajează libera exprimare. Luptăm cu cenzura și încurajăm cetățenii să se exprime public, să se facă influență în societatea care a fost creată pentru ei. Am avut azi autorizație de la 1 până la 6 și s-ar putea și în duminicile următoare să avem acest microfon autorizat de primărie. De ce mai veniți în parc? Spuneți și altora că Hyde Park oferă un microfon liber. Dar duminica viitoare, în mod sigur, nu o să ne găsiți aici, pentru că sunt alegeri la Chișinău și în cam toate localitățile de Republica Moldova. Probabil cei dintre dumneavoastră care aveți drept de vot și vă pasă de ce se întâmplă în jur, o să mergeți la votare. Noi, din partea Hyde Parkului, nu vă spunem pentru cine să votați. Suntem siguri că deja ați făcut o opțiune sau într-o săptămână cât a rămas o să faceți opțiunea cea bună. Avem totuși un îndemn pentru acei care s-au hotărât să nu meargă la votare pentru că n-au pentru cine vota. Fie că sunt prea mulți candidați, fie că li se pare că sunt toți la fel, toți răi sau toți prea buni. Pentru acest caz, Hyde Parkul de câțiva ani militează în fața Parlamentului, a Guvernului, militează pentru opțiunea foarte democratică, vot contra tuturor. Noi credem că în buletinul de vot ar trebui să existe și o rubrică pe care să poți pune ștampila și să fie valabilă și din care să reiasă că cetățeanul e nemulțumit de toți candidații, de toți concurenții, fie că sunt persoane pentru funcția de primar, fie că sunt independenți pentru funcția de consilier, fie că sunt partide, formațiuni social-politice. Dacă ești nemulțumit de toți aceștia, credem că ar fi democratic, corect, să li se permită cetățenilor să voteze contra tuturor și să dea astfel de gândit clasei politice celor care vor să facă un mod de viață din politică, din exercitarea de funcții publice și să-și schimbe cumva atitudinea pentru alegători. Dacă însă politicienii aflați la guvernare, cei din Parlament care pot modifica legea, nu acceptă această variantă, această propunere a noastră, vă propunem să mergeți totuși la votare duminică și să votați contra tuturor, fie ștampilându-i pe toți, și în felul acesta o să invalidați buletinul și niciunul dintre ei nu o să câștige votul, fie nevotând pe niciunul dintre ei, punând în lada, în urna aceea pentru buletine, buletinul neștampilat, dar în acest caz există riscul ca cineva cu interese meschine să pună ștampila pe candidatul lui favorit și deci să vă fure votul. De aceea cel mai bine ar fi și în spirit Hyde Park ar fi să vă înarmați cu un pix și cu răbdare și pe verso la buletinul de vot care s-ar putea să aibă aproape un hectar, cel puțin la Chișinău să fie 3 buletine de vot, unul pentru Consiliul Municipal, unul pentru primar. Nu, la Chișinău o să fie doar 2 buletine de vot, în centrele raionale și în sate o să fie 3 pentru că o să aleagă și Consiliul Raional. Deci pe cele 3 buletine de vot puteți să scrieți câte vreți mesaje adresate guvernării sau celor care se află în opoziție sau observatorilor care în mod sigur o să asiste la secțiile de votare sau presei care vi se pare că reflectă neadecvat campania electorală. Vă îndemnăm deci să vă exprimați pe buletinul de vot. În felul acesta o să exprimați și un vot împotriva tuturor pentru că buletinul o să fie declarat nevalabil și o să vă faceți auziți cu opinia dumneavoastră pentru că acea opinie sigur va fi citită de membrii Comisiei Electorale, de observatorii la lege, de reprezentanții partidelor, poate și de jurnaliști. După aceea acest buletin va fi păstrat câțiva ani și va deveni un document al atitudinii dumneavoastră făcută publică. Vă încurajăm deci, cel puțin eu personal, mă numesc Oleg Vrega, sunt de la Hyde Park, vă îndemn să vă exprimați în felul acesta atitudinea dacă nu aveți un candidat favorit duminica viitoare când mergeți la vot. Totuși vă îndemn să mergeți la votare dacă aveți acest drept. Situația mea e mai dificilă că chiar dacă locuiesc de 15 ani în Chișinău, nu am drept de vot. Și în această situație se pare că sunt foarte mulți, de aceea, în următoarea duminică după alegeri, o să insist pe lângă colegii mei de la Hyde Park să scoatem iarăși acest microfon în stradă
și să venim să reclamăm încălcarea drepturilor noastre. E un drept fundamental, dreptul de a participa, de a candida, dar mai ales de a decide prin vot cine să te conducă, și eu cred că sunt discriminat alături de o categorie foarte largă de chișinăuieni, că nu mi se dă voie să votez, impunându-mi se viza de reședință pe care nu pot să o am la Chișinău, pentru că nu sunt capabil să-mi cumpăr un apartament sau să-l închiriez în condițiile draconice impuse de lege. Oameni buni, concetățeni, chișinăuieni sau oaspeți ai capitalei, încă 10 minute puteți să cuvântați la acest microfon, ca mine, sau altfel, simțiți-vă liberi să vă exprimați cum vreți, în orice limbă vreți, despre orice subiect vă doare sau vă bucură și vă încântă. Folosiți acest microfon pentru că e gratis și vă asigur, în altă parte, nu o să-l aveți. Presa de la noi nu prea catadixește să vă facă publică opinia. Încercați să cultivați o opinie a dumneavoastră bine fixată pe argumente și pe fapte, pe probe. Dacă însă o să stați deoparte, nu o să vă pese, s-ar putea să se bucure de asta. Numai cei care stau la guvernare neschimbați de foarte mulți ani vă manipulează cum pot prin presa întreținută tot din banii noștri sau prin presa întreținută din banii lor pe care îi iau tot din fraudă din buzunarul nostru. S-ar putea să fiți masă de manevră, populație foarte convenabilă unor guvernanți rău intenționați. Eu nu vreau să fiu așa și vă încurajez și pe dumneavoastră să fiți contra, să vă împotriviți. Veniți la microfon și cuvântați.